Bună regăsire la Firul Ierbii, unde astăzi vă aducem în prim plan momentul decisiv din cadrul turneului Cupa Elitelor. Urmează un meci dificil și totodată crucial pentru Dacia Buicani și Academia de Fotbal Radu Rebeja. Așa că rămâneți alături de noi pentru a afla cine va ridica trofeul prestigios în aer, dar și pentru a fi martorii unui meci în care echipele vor trebui să-și pună la încercare toate strategiile pentru a deveni învingătoare. Vreau să ne vorbiți un pic despre importanța organizării unui astfel de turneu, Cupa Elitelor. E foarte important turneul. Noi vedem viitorul fotbalului moldovenesc. Aici se joacă meciurile tari, se joacă cele mai tari echipe, cele mai tari școli. E foarte bine venit. Eu aștept un fotbal frumos, un fotbal calitativ. Să vedem viitorul nostru, ce avem noi. Cine vine din spate în fotbalul moldovenesc. Pentru cine țineți pumnii? Pentru ambele echipe, pentru fotbal interesant, pentru turneul de dezvoltare. De Dacia Buicani! Ce cunoști tu despre Cupa Elitelor? În meciul de astăzi se va duela amândouă echipe. Puternice din turneu, Dacia Buicani și... Radu Rebeja. Bogdan Musteață scoate această minge pentru Alexandru Mardar, șutează și gol! 1-0 pentru Academia de Fotbal Radu Rebeja. Câți din discipolii care sunt acum pe teren au reușit să treacă prin mâna dumneavoastră? Da, undeva majoritatea, cred că undeva 60-70% din ei. De fiecare dată sunt mândru, sigur. Chiar dacă la moment Academia de Fotbal Radu Rebeja înaintează cu 1-0? Băi, desigur, până la urmă sper că o să facem un rezultat bun. Și din nou o minge foarte bună la care ajunge gol! Bogdan Musteață ridică scorul la 2-0. Pentru cine ții tu pumnii astăzi? Pentru Dacia Buicani. La moment Dacia Buicani pierde cu 2-0. Ce crezi că nu le ajunge astăzi băieților pe teren? Munca în echipă și valoarea pe care trebuie să o depună. Cred că meciul încă nu s-a finalizat și Dacia Buicani poate egala. De când faci fotbal? 6 ani. 6 ani, tot aici la Dacia Buicani? Nu. Ai fost și în alt. Prima repriză a meciului s-a încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea Academiei de Fotbal Radu Rebeja. Cu fiecare minut care trece, tensiunea crește, iar așteptarea devine tot mai grea. Cu toții suntem nerăbdători să aflăm cine va pleca astăzi cu trofeul acasă. Băieți, dar voi din care club faceți parte? FC Sportul. FC Sport? Și astăzi, de ce sunteți aici pe teren? Fiindcă am locul întâi. La ce e locul întâi? La Chișinău de seară. Ce ți dorești tu, Sandu? Să ajung ca Ronaldo. De ce ca Ronaldo și nu alt fotbalist? Fiindcă el a ajuns la Real Madrid. Și tu tot la Real Madrid? Aș vrea, da. Dar tu? La Barcelona. Și când este un meci de fotbal, nu vă certați atunci când câștigă Barcelona? Nu? Nu. Dar tu ce ți dorești? Să nu-s bani și bogat. Iată, colegul vostru mi-a spus că el vrea ca Ronaldo să ajungă, dar voi? Messi. Piele. Din echipa noastră națională, cine vă place? Nicolae. Babloco. Babloco! Gol Republica Moldova! Bun, succes noi vă dorim! Arbitrul este destul de sever astăzi, pentru că la doar câteva minute de la începerea celei de-a doua reprize au fost acordate mai multe cartonașe galbene. Barzaru la marginea careului trece de Ghidrouțan, apare Sprințean și se dă penalti. Barzaru, șut și apără Sokolov. Acesta a fost momentul decisiv al partidei. Și va mai fi un cartonaș galben, spiritele se încing, iată o încăierare între jucătorii ambelor formații și nu este exclus că vom avea și cartonașe roșii. Nu se pot liniști jucătorii celor două formații, o situație de conflict care nu face față acestui meci.
Un meci care, iată, este o finală a Cupei Elitelor. A intrat pe teren și portarul de rezervă, cred că, a Academiei de Fotbal, Radu Rezerv. După cartonașele galbene au urmat și cartonașele roșii, unul dintre care a fost acordat antrenorului echipei Academia de Fotbal, Radu Rebeja. David șutează, respinge Andrei Sosnovski, revine mingea până la capitanul Academiei de Fotbal, Radu Rebeja, și gol! 3-0! Evoluat dumneavoastră desfășurarea întregului turneu? Scopul turneului acesta a fost să avem posibilitate să verificăm mai mulți jucători pentru selecționate care se află și în străinătate. Credeți că astfel de turnee ar trebui organizate mai des? Eu cred că după posibilități trebuie organizat mai des, că într-adevăr scopul federației, noi pe ziua de azi ne găsim în căutare, noi căutăm jucători talentați, cetățenii Republicii Moldova care se află și peste hotare. Clar că într-o zi, două, nu pot să-l vezi pe video una altă, dar jocurile este mai importante, care două, trei, patru jocuri între cluburile cele mai puternici, ei se arată fața, nivelul lor și antrenorii poate să-i aprecieze. Băieți, ce înseamnă pentru voi acest trofeu? Pentru noi acest trofeu înseamnă munca pe care am depus-o până acum în anul acesta. Un rezultat foarte bun și am arătat că chiar dacă am înfrâns primul meci, oricum am reușit să luăm cupa. Și un mesaj pentru toți suporterii care v-au susținut. Le mulțumim părinților și desigur suporterilor și așteptăm la meciurile viitoare. Cum e sentimentul de după câștig? Очень прекрасно, я очень рад победе, что мы выигрывали. Я даже нет слов. Că 90 de minute asta e greu pentru noi, și, dar noi muncim și să devenim mari fotbaliști, trebuie de muncit și de muncit. Cum a fost acest turneu și cât de dificil a fost să ajungeți în final? Da, este dificil din punct de vedere psihic și fizic, pentru că sunt încadrați în mai multe campionate la moment, și dar băieții s-au isprăvit și au dorit această victorie. Sper să ne uităm unde am greșit și să îmbunătățim situațiile, să fie mai bune. Cum a fost astăzi Dacia Buicani pe teren? Cum i-ați văzut dumneavoastră? După părerea mea, hai zic așa, astăzi a fost un meci destul de interesant, cât și reșind din faptul că au fost și multe faze de gol, au fost și goluri, au fost și ocazii. După cum ați văzut, Dacia Buicani a avut ocazia de la 11 metri de a marca, pe lângă asta am avut ocazia de a întoarce scorul. Mai vorbim și despre un moment din noroc. Da, pot să zic și faptul că au fost și două reprize diferite. Prima repriză a fost așa cum a fost, într-adevăr, asta s-a văzut foarte clar, mai slabă decât repriza a doua. În repriza a doua, echipa s-a mobilizat și a încercat să, în primul rând, să demonstreze acel fotbal pe care noi îl încercăm să-l implementăm în cadrul clubului nostru sportiv. Echipa Academia de Fotbal Radu Rebeja a triumfat în cadrul turneului Cupa Elitelor cu scorul final de 3-0. Atât pentru astăzi, cu voi a fost Andreea Muțăcireș și ne revedem data viitoare la Firul Ierbii.